Mamă, să nu... Aoleu! Uitați-vă, domnul, suntem pe rachetă Aoleu! Spațială. Ce pare de distracție, mai ceva ca avionul. Da. Aoleu, mamă, ce... Mamă, ca John Cena i-am dat. Ei, salut tare și bine m-am găsit la un episod de Family Making. Acest episod, practic, este făcut din fazele de pe ultimul meu live, așa că dacă vreți și vreți să nu ratați live-urile, ar fi foarte mișto să dați acolo click butonul de subscribe cu clopoțel, ca să primiți acolo notificare și eventual să dați acolo și subscribe, că mai mult de 50% dintre voi nu sunteți abonați. Așa că hai să vedem dacă țineți și nu la acest episod minim acolo 1000 de like-uri, așa că nu uitați să dați și like. Nu uitați, băieți, că serverul de Discord îl veți avea acolo în descriere în caz de aveți întrebări sau vreți să vorbiți cu mine. Așa că hai să nu mai lungim acest intro și hai să revenim cu clipul. Perfect. Un autobuz, ăsta mi-a spawnat toată familia aici, eu mă tărăsc. Coaie, sunt retardat. Coaie, ce are? Coaie, am boli mentale. Pe Z, apasă pe Z. Z, 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 Z. Gata, mă, intrați în autobuz, mergem în excursie. Nu mai mergem. Puneți-vă centura, că ne mai învârtim un pic și după pornim. De ce ne învârtim? Că așa facem înainte de plecare. Că e hacker pe server, ca să știi. Nu mai spune, chiar e hacker pe server? Da, s-a mort tu. Eu nu zic de noi, eu zic de acții. A, nu cred. Pe bune? Da, deci... Dar de ce încerci să faci? Nu știu sincer, asta sunt curios. Eu tot nu-mi dau seama ce încearcă să facă băiatul ăsta. Nu mă, frate, e gen... E de la Harry Potter, luat... E nos, eu cred că e nos. Da. Bă, dacă mă duc așa, lângă ăștia are ceva? A, aș putea. Parchează lângă domnii aia, că n-o să zic. Zboară, ăsta are Halo. Nu are, frate, ce ăla. E de sync. Bună. E de sync. Cădem pe mare. Am lag. Că gen, pic gen prin hartă, eu mă văd gen că pic prin hartă, dar autobuzul e sus, cred. E de sync cu aia, uitați-vă ce, e lag cu aia, e lag pe server. Bună ziua, poliția română. Aș dori să lăsați pe acel domn în pace pentru că este nevinovat. What the fuck? Sunt suspensiune la autobuz gen, de la noul mecanic în oraș. Da, văd că polițiștii ăștia nu zic nimic pentru că este ceva normal, cred că în orașul ăsta se fac, da. Bună ziua, domnilor, vreți să mergeți în excursie cu noi? Bă, ce pula, Hristos! Coaie, care dracu-i că ăsta, coaie? Hicăr. 3-1-1-7-5. Ce număr a băiatul ăla? Poftim? Ce număr, frate? 3-1-1-7-5 pe la gură. Ce număr a băiatul ăsta? Ce e ăla? 3-1-1-7-5. Coaie, ăsta e imbecil, what the fuck? Ce e ăla? Fă tichet. Să fac tichet? În roleplay, chiar așa. Coaie, adevărat, coaie, tichet în roleplay, chiar așa. Ce se întâmplă, băieți? Am lag. Și am lag. Păi dați-vă jos de mașină. Acum eu trec. Păi, dar nu poți, gen, nu mai merge gen să-mi scoți centura. Nu mai merge să-mi scoți centura. Nu merge să faci nimic. Care ești în autobuz la volan, zi-mi idiotul tău. Dar nu știu ce ai de... Cine e la volan? Are lag. Nu mai faci strâng. Dar cine e la volan? Are lag, mă, bă, lăsați-mă, care lag. Am lag, coaie. Am dar în presiune. Are lag, mă, cine-ai bagă? Le-a dat clipări la ea, coaie. Mai sunt eu, dar nu știu cum văd. Knuckle Duster, 832189 mă cheamă. Mă cheamă Knuckle Duster, nu știu dacă vă aștept cu ceva. Mamă, gata, n-am mai picat prin harta. Picasem prin harta. Picasem prin harta. 3-1-1-7-5. De ce? 3-1-1-7-5. Da, DJ, da. Mamă, mersi, frate, cum ești, nu mai am lag acum. Poliția, nu se face. Băi, trage pe dreapta. Pe dreapta, acum, pe dreapta. Poliția română, acum, sau așa. Poliția română din autobuz pe dreapta, vă rog frumos. Atac pe Ritpeds, i-am dat atac pe Ritpeds, ce s-a întâmplat? Aaaaaa! What the fuck? What? Te rog frumos pe tărzi. Tac pe peță. Mamba, salut! Gata, vezi, problema rezolvată. Putem pleca acum. Da, ce se întâmplă dacă le pun la ăștia din poliție? Mamă, le bag acolo, fii antena. Mi-au dat ban! Mamă, coaie, dar ce șmecher arăt, coaie, Hitman ăsta în outfit alb cu Bugatti. Mamă, zici că sunt rich kid, deci ne... Salut! Salut, frate! Sunt în Hitman. Am intrat azi în Hitman. E shot, să știi, ești amuzant. Da? Da. Ok. Ce faci? Dai cu codul? Ce cod? Ți-am zis că m-am băgat în Hitman. Ești live acum, prietene. Mamă, chiar? Oh,
What? Da, nu știam. Ești Hitman? Ești angajat aici la Hitman? Da, 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 da. Bă, prietene, mă, de ce dai cu cod, a? Da, ce cod, mă, frate? Așa de duminică, a? Ce cod, frate? Ți-am zis că ce cod? Nu sunt coder, sunt hitman, gen, nu sunt coder, gen... Ești Ghost Gamer, nu ești coder. Ghost Gamer? Cui, mă cheamă Bercea. Da, Bercea? Da, da. Poți să mă cauți pe YouTube Bercea acolo. Te caut pe YouTube? Bercea? Da, 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 caută-mă Bercea pe YouTube. Nu uita Ghost Bank, îl cheamă Bercea, că mă sunt și eu pe live acolo. Pătrovu, acolo, Pătrovu, fac live. Care-i contentul pe... Prima zi din Hitman se numește. A, prima zi din Hitman? Am înțeles. Da, da, da. Și cum e prima zi așa? Băi, o zi, nu știu, cam cald afară. Așa. Da, și am vrut să mă plimb cu mașina personală, să mă duc la contract, dar cred că ai venit să-mi zici că nu am voie cu mașina personală, știi, că n-am înțeleg. Putău, de la Hitman. Na, nu știu, eu am dat testul cu co-liderul, știi, și... Nu. Am înțeles, deci eu sunt șeful tău de la Hitman, eu te-am angajat, practic, eu îți dau salariu. Ah, păi și nu, iau, gen, nu fac banii de pe contracte, o să iau salariu? Da, o să-ți dau eu salariu. Ah, și când primești salariu? Nu știu, când vrei să-l primești. Nu știu, când vrei. Acum? Tu. Păi da, nu știu, ai putea mai încolo, gen, să fac contracte, știi, să nu, na, știi, să vedem că sunt bun. Iau o mașină? Da, să vedem cum faci tu un contract. Ok. Ia. Deci. Eu te stare cod de bare pe cea. Deci. Are și cod de bare, are și alte coduri. Mamă, are coduri de... Domnul, vă rog să vă dați jos un pic din mașină. Sunt de la... Mulțumesc. Iată, am făcut răză mașină, foarte easy. Păi nu, păi stai mașina la domnul ăla, nu e a ta. Păi, domnul ăla, domnul, îmi dai voie să merg cu mașina asta? Nu stai, domnul. Ia-o, uite, m-ai întrebat, de ce dai cu codul? Dar ce cod, mă, frate? Care-i pasiunea ta, mă? Codurile, ce dracu dai aici cu cod, a? Eu nu știu de ce mă faci coda, frate, că ți-am, sunt doar un simplu membru Hitman. Sunt agent, da? 039. Agent 039, Ghost Gamer. Nu, mă, cheamă Bercea. Bă, frate, mă, lasă-mă vrăjeala cu Bercea, că nu ține, că te cunoști și după voce și... Bine, mă, frate, m-ai prins, sunt Raul Deica. M-ai prins, că îmi pare rău, sunt Raul Deica. Uite, vezi, băiatul ăla merg omorât, ăla de-a intrat în mine. Ia zi-mă, de unde ți-ai luat tu skin-ul ăsta de Hitman? Skin de Hitman? Domnul, de la magazin de haine, domnul. M-am dus să mă rad în cap și mi-am făcut costum. Haideți, domnul Hitman. Ia-o, mă strică ăsta, șeful de la Uber. Șeful de la Uber? Da. Da. Șeful de la Uber, ok. 73595. Deci ăla. M-am gândit să-ți dau un salariu, ai înțeles, gen? Salariu? Înțeles? Păi da, eu încă n-am făcut nimic, știi? Gen, să un contract de ăsta. Domnul, permiteți chineză. Uite, ăsta e chinez, vezi? Da, domnul, dar eu o să fiu modest cu dumneavoastră și nu o să-mi salariu. Eu vreau să vă dau o primă, se poate? Domnul Ghost Gamer. Da. Ți-am zis, frate, că sunt Raul Deica. Raul Deica. Da. Serios? Bă, da. Raul Deica, mă? Raul Deica. Da, mă, frate, eu sunt. Vrei să facem poză? Da, haide, stai să facem poză. Hai să facem poză, ia zi. Vreau să-ți facă poză cu Raul Deica. Haide. Fă poză cu el. Ia, dă să-ți fac o poză, vino încă. Dar tu nu vrei să faci poză cu mine? Tu vrei mie să-mi faci poză? Da, că... Mi-a luat salariu, băieți. Mi-a luat salariu. Da, suntem la țară. Sunt bune. Uite, îl vezi pe ăsta cu bicicleta? De la drum cu pietriș. Nu-l mai vezi pe ăsta cu bicicleta. Să știi. E nebun calul ăsta, mai intră așa în oameni. Dar are nos, ce dracu are? Da, are nos, așa mai face. A, bă, un nos, ești nebun. I-am dat de mâncare morcov, de aia. Nebun. Gata, domnul, s-a terminat tura, cine este următorul? Eu. Nu știu. Aici, cu calul îmi dai și mie o tură, vă rog eu. Da, domnul, e 5 lei tura, cine intră primul? Eu. Hai, bosule. Vezi că e 5 lei tura, frate. Da, am bani. Te-am frate, bun, haide că trebuie să mergem, că știu că dumneavoastră deja mi-ați dat bani. Da, eu am plătit, domne, am plătit. Da, 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 știu. Toate așa, da. Că accelerează calul. Frumos, ia, cât ați dat pe ea? Mult, ia uite, mamă. Aoleu. Îi dați o vâz, ce dați să mănânce? Îi dau morcovi. Morcovi? Merge pe morcovi? Da, merge pe morcovi. Mamă, dacă, cred că mănânc și eu morcovi. Ia uite cum face, ia uite. Mamă, zdravă, ne auzi. Auză. Da. Am mâncat și eu de acum morcov. Gen, în timpul liber se mai transformă în ren. În ren? Da, vrei să vezi? Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Iată, și acum zbrăm ca și Moș Crăciun. Da, uite, moșu. Îți place? Păi și eu îmbrăcat în roșu numai bine, dăm cadouri la copii. La copiii cu minți. Mamă, da,
faci mai mult de 5 leituri asta, să mai dau acolo 10 lei, șefule. Așa da. Dacă vrei te mai duc să vezi orașul de sus. Din spațiu, dacă vrei să vezi. Ma! Ia uite cum se vede orașul de aici, spațiu. Niciodată n-am văzut. Ia uite. Ia 20 de lei, șefule. Mamă, 20 de lei? 20 de lei. Mamă, păi pentru asta... Iei 2 kg de morcov lui Mădălina. O iau, să mor. Ma! Stai să o transform înapoi în cal. Da? Ia, prrrr, Mădălina! Mamă, gata. Vai, șefule, să trăiască familia, te pup. Cinci lei intrarea. Așa, cinci lei, domnul, cinci lei. Bine, bine, stai, stai. Fii atent, îți dau mai mulți bani dacă îl dai pe ăsta jos. Păi, dar deja a intrat, deja e, deja și la locul. E, păi, dar nu poți să fac așa. Ba, nu vorbește, șefule. E. Domnul, băgați și mie viteză. Așa o tură, plătesc mult. Gata, mi-a dat aici. 5 lei poza. Gata, domnul, dacă vreți să mai și zburăm ca un ren, trebuie să plătiți 20 de lei. Doresc. Ok, puteți să plătiți de pe acum. Uite acum, domnule, stai. Uite aici o să facem drift cu calul, dacă vrei să vezi. Păi cum sunt, ma? Ai văzut? Deci, domnul, vreți tura cu renul? Da, domn, doresc. Mamă, păi câți bani mi-ați dat? Mam, păi mam. Păi ți-ai pâine pentru 5 ani. Păi da, pe lângă că zburam, cred că vă duc și pe sub pământ, ia uitați. Mamă, păi mamă, ce păi și pe sub pământ vă duc, ești nebun. Uite, aici avem, ce asta? Oh! Treci trenul pe aici. Mamă, da, trece trenul. Treci renul, calul, nu știu. Uite, stai așa să ieșim ca oamenii, hai, ieșim ca oamenii, că nu mai știu pe unde ies. Vreți, domnul, să bag viteză, să vedeți cum e? Ia. Să aveți o senzație super tare. Sunteți gata? Da. Aoleu! Uitați-vă, domnul, suntem pe racheta spațială. Stai că mi s-a ridicat ăla. Ce s-a ridicat, domnul? Centura? Da. Ah, ok. Stați, domnul, că trebuie să mă duc înapoi în oraș, eu nu mai știu pe unde mă duc înapoi în oraș, pe aici, nu pe aici. Domnul, pe unde ajung mă înapoi în oraș, pe aici. Mama, am ajuns la sat. N-are calul ăsta, mă, GPS. A, ba, da, mă, gata, m-am prins. Aoleu, am auzit domnul, pe cineva că aici. Stați, domnul, că nu mai știu unde era stația. Domnul, unde era domnul stația? Domnul, m-am pierdut, nu mai știu unde e stația. Mamă, stai că poate pune o pe GPS aici. Am găsit-o. Da. Hai, mulțumesc, domnule, să vă dea Sfânta Fișoară Maria cu Dumnezeu sănătate. O zi bună. Sper că v-a plăcut. Bună ziua. Ăla-i... Ce stai, mă, acum? Ce flex, ți-am dat banii. Mamă, păi, dar mi-ai dat bani. Hai, perfect, stai să-i dau pe ăștia jos de aici, că sunt nebuni. Domnul, sper că nu vei frică de înălțime, gen. Nu. Nu vei frică, bine. Domnul, vreți să vedeți cum e în spațiu? Sunt curios. Ok, dar mai întâi o să facem o tură clasică, dar pentru dumneavoastră o să fie un pic mai rapidă tura. Mă refer ca viteză. Sunteți gata? Mamă, e dat să nebunească. A nebunit de tot, stai un pic. Că văd că, cred că i s-a făcut rău acum, că nu vă să mai meargă, stai un pic. Vrei să-i acorde un primul ajutor? I-a acordă, direi, cam aici. I-am acordat și primul și al doilea ajutor. Ia uite. Deci, domnul, vreți în spațiu sau? Dacă se poate, da. Ok, o să facem o decolare super mișto, da? Da, că îi fac eu, da? Intru în mezinerie cu calul. Nu, că sărim în aer. Nu mai sărim, gata, stai un pic. O să știi să zboare, da? Da, stai să-l pun pe ăsta să decoleze. Da. Mama mea. Iată, și cu... sunteți ca pe... nu știu... Zici că e par de distracție aici sus. Ce par de distracție? Mai ceva ca avionul. Dacă vreți putem să intrăm în pământ cu 5.000 pora. Nu știu dacă pot să vă plac asta. Mama mea, ce merge calul ăsta și zboară și toate. Facem și backflip și frontflip și șurub și de-astea. E nebun. De toate. Ca la circ. Stai că am tratat în pământ, de-aia ok. Se pare mi-a sărat un pic mai ciudat calul. S-a descompus. Da, e ok. Stai așa să-i dau ceva de mâncare. Păi nu e mai cald direct, navă spațială. Păi, da. Dacă vreți, pot să bag viteză interstelară. Ca și extraterestre, a? Ia uitați-vă acum. Uite, și e gen și submarin, ia uitați-vă. Mamă. Hai, da, nu mai... What? Ok. Da, deci, din păcate, s-a cam terminat tura, domnul. S-a terminat. E ok. M-a plăcut tare mult. Dar nu mai știu unde era stația. Aoleu, stați. Aici, în față. Păi, ce lag am, că intru în oraș după ce vin din morții mei. Vreau să-mi urc aici. 5 lei intrarea. 5 lei, bine. 10 lei, gata.
sporim prețul. Deci imediat o să avansăm, ok? Sunteți gata? Da, domnul. Ok. Asta Ultra Jump Space. Asta a fost un backflip. Sper că de fapt un front flip. Ia dați-vă, domnul polițist, ce fac? Ia dați-vă. Azăză? S-a dus Dacia. Ați văzut, domnul polițist? Ce, domne? Ați văzut? Ia uitați-vă ce face calul ăsta, ia uite. E nebun. Aoleu, mamă, ce... Mamă, ca John Cena i-am dat. Sunteți bine, domnul? Mamă, ce lovitură! Mamă, ce lovitură! Vede, vreau să mai fac o... Mamă! Rocket League. Rocket League a fost ăsta. Cu aia, ca pe Rocket League am dat, ia stai. Ia-o. Unde mergem, domnul? Unde mergem? Dar nu prea mergem, nu știu cum să vă spun. Dacă pic poroți, simt... mi s-a... Păi se strică calul cu aia, că am scos gadul. O să se pun gadul înapoi la cal. Unde e calul? Adică calul, auzi. God mode-ul. Eu zic, cu aia, poți să bag vehicle color la cal. Am bug... S-a... Strica calul. N-a părerea mea, s-a strica calul. I-am... stați un pic, domnul, că încerc să iau calul înapoi. Te pup, bă! Te pup, salut! Te pup, bă, comunit! Păi și băiatul ăla a plătit degeaba.